Alexandru nu are picioare și o mână, dar muncește zilnic. Niciodată nu am stat cu mâna întinsă și ne spune că meseria este brățară de aur. Alexandru Vasile a aflat la 32 de ani că suferă de arterită obliternată, fără a avea vreun semn înainte. Rând pe rând, în decurs de 5 ani, au fost amputate degetele de la ambele picioare. În 2012 a rămas fără un picior, iar doar după 9 luni, fără cel de-al doilea. Mâna i-a fost amputată anul acesta. Alexandru ar trebui să fie un exemplu pentru toată lumea. La 32 de ani s-a întâmplat să aflu că sufer de această boală, fără niciun semn până atunci. Rând pe rând, în decurs de 5 ani, mi-au fost amputate degetele de la ambele picioare, apoi în anul 2012 am rămas fără primul picior, după doar 9 luni mi-a fost amputat și al doilea picior. Apoi a început boala să apară și la mâna dreaptă, mi-au fost amputate rând pe rând 4 degete, iar în vara aceasta și mâna. Alexandru locuiește în localitatea Alexandru Odobescu din județul Călăraș și muncește zilnic pentru a-și finaliza propria locuință, un vis aproape de împlinire. Are nevoie de ajutor pentru a merge timp de 30 de zile la spitalul din Călăraș, dar situația financiară nu permite să plătească transportul. Chiar dacă nu are picioare și o mână, muncește fără să se plângă, iar tot ceea ce își dorește este să o poată face în continuare. Relatează știriromania.ro.